Pitbull, yeah! Mult așteptata paradă de 1 decembrie este aici! La mulți ani români, la mulți ani România! Și îl avem aici pe generalul Nicolae Frățiucă, bună ziua! Sărut mâinile, onor patriei! Mulțumesc pentru invitație! Domnule general, parada de anul ăsta e puțin diferită. De ce? Am vrut să facem un pic altfel această sărbătoare a tuturor românilor în acest an și, în loc să scoatem armata la defilare ca în fiecare an, vor defila pentru români lucruri cu care ne identificăm noi ca neam. Ne-am gândit ce îi reprezintă mai bine pe români. Ce înseamnă mândria de a fi român? Și iată începe parada, începe defilarea! Stați! Ăsta ce e? Un bombardier cu BMW. Și cu stație. Bombardierii reprezintă spiritul liber al acestei țări. Viteza cu care fac românii lucrurile. Noi nu așteptăm după alții. Dacă ne încetinește cineva, dacă ne ține în loc, îi dăm două flash-uri să ne facă loc. Asta înseamnă să fii român. Interesant. Pare că va fi o defilare spectaculoasă. Asta-i nimic. Stați să vedeți ce urmează. Păi vine chiar acum, uite! Un cal? Da, acum începem să scoatem arsenalul militar de intimidare. Un cal? Da, el face parte din divizia de infanterie a 3-a copitată, de la UME-37 Dej. El este capitanul garnizoanei și are în subordine alți 5 cai, împreună le spunem 6 cai frumoși. Dacă vine inamicul, noi luptăm tradițional, cu calul de la Ștefan încoace. Cine are curaj cu noi să încerce. Asta înseamnă să fii român. Frumos, dar nu se poate tot arsenalul nostru militar să fie format din cai, nu? Nu, bineînțeles că nu. Avem și noi o divizie de tank. De tankuri vreți să spuneți? Nu, tank! Ăsta-i singurul pe care-l avem. Și el e parte din arsenalul de intimidare. Un tank! Ăsta? Ce, nu-i bun? Pornește măcar? O pornit! Acu 20 de ani! Putin își scoate la defilare nuclearele și noi? Ce coincidență că așa-l cheamă pe calul din față, Sarmat! Ăla e Sarmat? Toată lumea spune că este un război hibrid. A, deci un război hibrid ducem și noi. Folosim și animale și mașini. O, Doamne, e cea mai frumoasă defilare de la Revoluție încoace. Păi nu? Mulțumim, lăsați! Nu, dar chiar e! Parcă eram sătui de aceleași defilări în fiecare an. Stați puțin, că mai avem! Da, vine acum o... un... o... ce-i asta? Oraclă? Oraclă cu moaște! Reprezintă credința acestui neam care ne-a ajutat să trecem peste atâtea momente grele în istorie. N-are dușmanii armament câtă credință avem noi. Dar... funcționează? Credința? Cum să nu? Doamne Dumnezeule, cum credeți că a ajuns Marcel premier? A crezut! Și eu, de fiecare dată când rămân fără bani, mă rog și pac, repede îmi pică un contract ceva. Totuși nu e ciudat că suntem atât de credincioși și în același timp suntem o societate atât de coruptă? Păi dar de-aia avem moaștele, că astea-s level 1000 la rugăciune. Bate 1200 de rugăciuni. Cu moaștele poți fura cât vrei, că te iartă domnul. Asta înseamnă să fii român. Da, cum spuneți dumneavoastră, dar iată ce avem aici. Un element reprezentativ pentru România, practic îl puteți întâlni pe toate drumurile. Un coleguț. Un tir. Da, dar nu tirul e subiectul aici. Cine îl conduce, aia este important. Cum așa? Coleguțul cu tirul reprezintă motorul economic al României. Ei pun lucrurile în mișcare în țară. Comunică între ei mereu. Știți cum are Elon Musk rețeaua de sateliți? Da. Na, coleguții sunt sateliții noștri. România este o rețea de coleguți. Și sunt foarte buni economiști de asemenea. Șoferii? Economiști? Da, și-au făcut ăștia economie la motorină, că la ei nici rezervele naționale de carburant. Când rămânem fără, la ei o să apelăm. Dai să sune coleguțul cu șeptica! Libera autostrada, că astăzi avem parada! Drumuri bune! Drumuri bune!
Asta înseamnă să fii român! Dar n-am văzut un cor de bocitoare, cum e tradițional la noi! Da, din păcate, doamna Șoșoacă n-a putut să vină azi, fiind plecată la tăiat de porc la Moscova. E, da, una peste alta a fost o paradă frumoasă de 1 decembrie. Dar stați că mai avem un pic! Da, văd, iată un scooter, ce e? Un Glover! Aceștia reprezintă motorul economic al României. Păi stați, parcă motorul economic erau tiriștii. Da, mă rog, ăștia sunt motor mai mic, așa, tiribișca economiei, dacă vreți, drujba economiei românești. Sri Lankezi, indieni, fără ei am murit de foame. Pentru că ei ne aduc mâncarea, da. Da, puteam muri de foame, dar românul a spus nu, îmi bag om. Aha. Dacă nu poți singur, îți bagi om, ce să faci? Asta înseamnă să fii român. Ar mai fi fost multe concepte care reprezintă viața românului, dar poate că nu... Da, din păcate n-am putut să-l aducem nici pe Sandu Ciorbă, că-i prea scump. Da, avem în schimb... Piesa finală a paradei, la pièce de résistance. Ce e asta, că nu se mișcă, ce e, o plantă, nu înțeleg. Vă prezint președintele României, domnul Klaus Iohannis, onor patriei. Wow, nu credeam că... Șt! Onor patriei! Da. Continuați! Wow, nu credeam că o să vină chiar președintele la paradă. Acum a venit pe fugă că se grăbește că pleacă în Dubai. Dar cum vă spuneam, am vrut să aducem la parada de ziua românilor elemente cu care se identifică românii. Și ce reprezintă România mai bine decât președintele, nu? Da, să trăiți! Care ce face? Stă! Stă! Uite, nu mișcă un deget. Exact! Asta înseamnă să fii român! La mulți ani! Coleguții, voi ce faceți azi de 1 decembrie? Eu, de ziua națională, vreau o centuristă goală. Drumuri bune, colegii, numai bine. Da, da, da.